Plănică este în direct cu mine acum și mulțumesc pentru asta. Cred că aflăm deja din ce în ce mai multe despre legătura dintre alimentație și modul în care ne funcționează de fapt creierul. Sigur, să rămână și mulțumesc pentru invitație. Nu aș vrea să se înțeleagă că aceste studii promovează consumul de alcool sau consumul de ciocolată sau consumul de brânzeturi grase. Dar este bine cunoscut că o stare de bine generală și o bună calitate a relațiilor sociale duce la nu numai la o bună calitate a vieții, ci și la longevitate. Longevitatea este un lucru pe care noi ni-l dorim, adică dorim să trăim mult, dar într-o bună calitate a vieții. Alimentația este primul pas către longevitate, dar nu singurul. Iar obiceiurile alimentare individuale fac diferența. De exemplu, spuneai despre un pahar de vin sau o brânză de bună calitate. Nu se întâmplă absolut nimic dacă vom consuma un pahar de vin de bună calitate, sec, foarte plin în antioxidanți și resveratrol, într-o companie plăcută, cu mai mulți prieteni. Chiar acest lucru va duce la creșterea speranței de viață, iar aceste studii sunt studii serios făcute de-a lungul timpului. În schimb, dacă obiceiul nostru de a consuma alcool este în fiecare zi chiar și 1-2 pahare, atunci lucrurile nu mai au nicio legătură nici cu longevitatea și nici cu starea de sănătate. Același lucru se întâmplă și în cazul brânzeturilor grase și de bună calitate și al oricărui alt aliment. Și vreau să vă dau un exemplu. Și mie îmi place, o dată la ceva timp, să beau un pahar de vin roșu alături de un pate de rață și o dulceață de afine. Totul pe o pâine prăjită de bună calitate cu maia. Dar acest lucru se întâmplă foarte rar, iar în ziua respectivă meniul este adaptat acelui moment ca și activitatea fizică. Da, corect. Adică trebuie să fim și noi pe un oarecare echilibru, să zicem. Mulțumesc foarte mult!